Sergei Lavrov despre un eventual război în Europa Ministrul de Externe din Rusia a vorbit recent despre tensiunile militare care au apărut în urma invaziei din Ucraina. În acest context, Sergei Lavrov a subliniat că țara sa nu dorește să pornească un război în Europa, chiar dacă țările occidentale speră ca Moscova să fie învinsă în Ucraina. Declarația ministrului rus de externe a fost făcută într-o conferință de presă la Muscat, alături de omologul său din Oman, Badr al Busaidi. Dacă vă preocupă perspectiva de război în Europa, noi nu dorim deloc acest lucru. Dar vă atrag atenția asupra faptului că Occidentul este cel care afirmă constant și persistent că în această situație este necesar ca Rusia să fie înfrântă. Trageți singuri concluziile, a declarat Sergei Lavrov. De asemenea, acesta a menționat în aceeași conferință de presă că Rusia are suficienți cumpărători pentru resursele sale energetice în afara statelor occidentale. Occidentul să plătească mai mult decât îi plătea Federației Ruse și să-i explice apoi populației de ce trebuie să fie mai săracă, a completat șeful diplomației ruse, potrivit informațiilor transmise de Reuters.